Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are universul în acest moment să îți transmită și de asemenea ce urmează să se întâmple în viața ta, atât din, atât din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Hai să vedem, dragii mei, mesaje pentru voi ce trebuie să știți. Să vedem. Ok. aici un moment foarte interesant, personal vorbind. Ok, asul de cupe, 6 de monede, nebunul, 3 de cupe. Uite, o sărbătoare, petrece aici. Da? e ca și cum petreci alături de cineva, te bucuri de ceva anume ceva îți umple sufletul cu bucurie. Pur și simplu, poate este vorba despre un nou proiect, despre un cadou despre cineva care deodată așa a plecat aici în căutarea fericirii a plecat în căutarea uh, aventurii, de ce nu și aici nu mă refer doar pe aventuri romantice, da? Acum, personal avem în primul rând un 10 de monede. Aici, în acest context, uite, parcă stai la masă cu cineva, stai de vorbă, cu o prietenă, cu persoana iubită. Poate să fie și un moment în care familia, casa, toate aceste lucruri sunt foarte importante pentru sufletul tău în acest moment. Și e ca și cum petreci, da? Sau încerci să te bucuri de un anumit eveniment. Apoi, turnul, ok, cineva aici decade. Poate să fie vorba despre faptul că vei afla o veste destul de tulburătoare, destul de ciudată, legată de viața ta privată. Turnul aici, să știi că poate să însemne și ruperea da unei case sau uh, poate să însemne și o veste total surprinzătoare privind un cerc de prieteni, privind o persoană dragă. Uh. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Hai să începem cu 10 de monede. Da? Te întâlnești cu cineva și eu, omul ăsta, nu știu, îți dă o veste de te surprind. Sau poate să apară o veste surprinzătoare legată de casă și de familie. Dar este o veste care vine rapid ca fulgerul și ca gândul. Da? Uite, 5 de cupe. Cineva aici care e puțin supărat, e trist, are niște regrete. Poate ai niște regrete privind casa, familia, privind sufletul tău, privind viața privată. Uite, cineva s-a distrasă, cineva se distrează. Aici cărțile zic clar să lași trecutul la în urmă da? și să te bucuri de viață. Pentru că eu văd aici succes, văd aici victorie, bucurie. Șapte de monede, da? Nu știu, se discută aici foarte mult despre o moștenire, despre o sumă de bani ceva ce vine din trecut. Da? E ca și cum trecutul aici bate la ușă. Parcă a venit timpul plății, a venit timpul. Uite, șase de monede. Hai să vedem turnul. Aici, pentru tine, văd că a fost foarte multă așteptare. 9 de bute. Aici uh, este o persoană care este teamă, da și e ca și cum cineva tot a stat a așteptat, i-a fost teamă să facă ceva anume și acum e ca și cum se aruncă de pe vârful clădirii, da, e cineva care acționează. Dar cumva simt eu că omul ăsta este cam împins de la spate. Pajul de cupe uite are legătură fie cu un copil, fie are legătură cu. O invitație pe care o primești de la cineva. E o persoană care se simte obosită, cineva căruia este tea. Da? Poate să apară o nouă persoană pentru unii dintre voi. Nouă de spade. Deci este cineva aici puțin stresat, care își face tot felul de gânduri în legătură cu o situație, în legătură cu tine. Uh, din punct de vedere personal, văd aici o veste total surprinzătoare, uite, care vine cumva de la drum sau vine de la o persoană care cumva are mai multe opțiuni. E ca și cum am zis, cineva stat a stat așteptat și acum deodată, da, parcă rupe zidurile, rupe lanțurile. Da, uh, avem regina de monede aici, o legătură cu o zodie de pământ, taur, capricorn, fecioară. Este clar aici că Ești într-o poziție stabilă din punct de vedere material, ai o foarte mare încredere în tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești, știi foarte bine încotro vrei să mergi. Iar apoi avem magicianul foarte interesant, parcă este ca o negociere, ești din punct de vedere profesional sau ce mai văd eu este că e ca și cum începi un nou proiect, da. Avem nebunul și apoi magicianul este clar aici ca o nouă etapă care se deschide în viața ta vești foarte bune care apar. Pe de altă parte, văd că lucrezi în mai multe locuri sau. Uh, lucrezi cu mâinile la ceva anume. Hai să vedem regina de monede. Regina asta de monede este o persoană căreia îi place așa să fie darnică, o persoană stabilă, independentă. Să vedem ce e cu ea. 8 de spade. Da. Aici era un blocaj, da? e ca și cum cineva e, e blocat aici. Poate în legătură cu niște bani, poate în legătură cu o pasiune. Da? Poate tu, nu știu, ai o pasiune în legătură cu ceva anume și în acest moment poate investești în așa ceva. E regele de spate. Da. O legătură aici cu o zodie de aer, gemeni balanță, vărsător. Cum să spun eu? E ca un blocaj aici, nu știu, legat de niște strategii, legat de niște acte. Poate cineva chiar te-a surprins, da, printr-o strategie pe care ți-a propus-o. De ce nu? E ca un nou început, e ca o resetare. Și aici, asul de băte. Deci, E ca și cum lipsea entuziasmul, da, cred că asta lipsea entuziasmul, pofta de viață și uite că apare. Apare. Și așa cum am zis, fie investești în ceva ce ție îți face plăcere, cum ar fi îți cumperi ceva pentru sufletul tău sau uh, apare o pasiune, apare ceva. Uite, eu o hotărâre importantă aici și o victorie. Să vedem în continuare ce cu magicianul ăsta Opa. Avem și regina de spade, deci deja avem ca un fel de energie de suflete pereche sau două persoane care cumva sunt la același nivel. Din punct de vedere intelectual, ca și poziție socioprofesională, poate să fie și asta. Și temperanța, deci este un păcare aici, dar știi ce simt eu e ca și cum o relație de la muncă, o relație cu un fost coleg o relație cu cineva care nu e foarte apropiat încă de viața ta, de sufletul tău, uite, relația asta să știi că se transformă aici. Da? Se poate transforma în iubire, se poate transforma în altceva. Este o persoană aici care își recapătă puterea, mai văd eu. Uite, pot să cunoști o persoană nouă, da? poate să vină o colegă nouă la muncă, mai văd în unele cazuri. Sau niște noutăți plăcute de la o femeie. Mai văd și zodia săgetător pentru unii dintre voi. Hai să vedem surpriza. U, uh, 10 de spade. Surpriza e o durere foarte mare, un sfârșit. Și avem regele de cupe, ok? o persoană care are inima frântă. Unii puteți să aveți legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Sau uh, poate să fie vorba despre un sfârșit din punct de vedere emoțional. Da? E o durere, e ceva ce se închide. Surpriza este o persoană care e ca și cum îți declară dacă are inima frântă sau poate să fie vorba de faptul că se închide această perioadă de durere da și te maturizezi din punct de vedere emoțional, devii mult mai sigur pe tine. Hai să vedem puțin ce e cu zecele astea de spade. marele preot. surpriza este, nu știu, fie că afli de sfârșitul unei relații, fie este sfârșitul unei colaborări, sfârșitul unui contract. Poate cineva declară și zice, uite, am suferit în relația asta cu tine sau în colaborarea asta. Marele preot zice și despre o legătură cu Zodia Taur, dar el este marele învățător aici, mai ales cu acest cavaler, cu acest cavaler, cu acest rege de cupe. Nu știu de ce am zis cavaler, poate pentru unii e și de dragoste, adică are legătură și cu viața privată. Uh, cavalerul de bâte, 4 de monede, 9 de cupe. Surpriza e că aici cineva e foarte hotărât, fie să-și întemeieze o familie, fie să simtă această fericire absolut fantastică alături de tine sau general în viața sa. Ia să vedem noi, pajul de bâte. Bun. Deci cineva aici care se mișcă, uite, cu viteza luminii. Pentru că, uite, văd aici o energie feminină, regina de cupe, regina de bâte, parcă sunt două rivale sau două prietene, mai poate să fie. Da? Uh, regina de cupe, este o persoană emoțională, da? Este o persoană care, nu știu, vrea liniște, vrea pace. Dar oricum, uite, iar mi-apare un, un, fel de energie de suflete pereche. Regina de cupe, regele de cupe. Ia să vedem noi aici ce cu regele ăsta de cupe luna oh, regele ăsta de cupe e cam cum să zic eu <laughs> Hai că încerc să vorbesc așa mai altfel uh, regele ăsta de cupe e foarte cum să zic eu are tot felul de iluzii, dar nu trăiește pe Pe planeta asta poate fi și o persoană care nu e aici În realitatea asta fizică acum că nu știu consumă Ceva că știu eu ce obiceiuri are, dar omul ăsta Parcă nu e pe aici, prin zona asta, da, sunt o persoană care îi place să stea noaptea, este o persoană care e agitată. Doi de cupe, șase de spade. o veste la o vreme de seară, nu știu, un drum. Aici surpriza e că regele ăsta de cupe vrea să te vadă sau surpriza este că te întâlnești cu persoana asta undeva la drum. Este cineva care vrea neapărat să-ți facă o dezvăluire, vrea neapărat să-ți propună ceva. Pentru cei singuri, fie apare cineva, fie trecutul ăsta bate serios la ușă pentru voi. Da? Pentru că, uite, eu văd totuși multă pasiune, e ca și cum cineva vrea să scape din răceală, din dezamăgire, din nebunie, din tristețe. Și deci cineva vrea să, uh, vrea să scape. Și asta o să fie surpriza ta. Uite, mai iau o carte. Cinci de bâte. Ei, este o luptă aici, da? O luptă, o concurență. Cineva care e gelos, geloasă. O regină de bâte. Aici, dacă ești femeie, cum să zic eu, uh... Ești tare stăpână pe tine. Tare tare stăpână pe tine. E ca și cum întorci lucrurile în favoarea ta. Hmm. Hai să vedem și tarotul meu ce spune. U uh, bani mulți. E cineva care e stabil financiar sau este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Cineva care a avut o pagubă, o pierdere, da? dar cineva care e ca și cum nu vrea să se lase. Uite, te dorește cineva și bucurie mare poate să fie. Ia să mai vedem o carte. Un bărbat matur. Este un bărbat matur aici. Și cum cineva recuperează ceva. Ce trebuia să facă, nu știu cum să zic eu, e ca și cum trebuia să faci proiectul ăla într-un an și acum îl faci într-o săptămână, da, cam așa, deci ceva se mișcă aici cu viteza luminii. Și mi s-au întors iar cărțile astea o persoană o vicleană o isteață, poate e cineva care vrea să te cucerească, dar și atunci apelează la tot felul de tehnici, te dorește cineva și bucurie mare. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Mult noroc aici. Deci surpriza, zic eu, că e, e destul de mare pentru tine. Pentru noi. Ia uite, un mesaj, o scrisoare, un verdict, niște acte, ceva aici se întâmplă. E yeah un mic mare scandal, să zic așa. Da, deci surpriza ține de o hotărâre care se ia, un proces și o judecat. Un proces și o judecat. Hai să vedem îngerii romantici ce zic aici, că na. A sărit prima carte și zice despre flirt. Deci cineva care vrea să flirteze cu tine, vrea să se apropie mai mult de tine. Și apoi avem să cunoști această persoană mai bine, sau să te cunoști cu cineva mai bine, pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor închega niște legături mai puternice între voi. Deci este important acest aspect. Poate e un flirt sau poate e o relație care până acum n-a fost foarte serioasă și acum se ia hotărârea. Uu, o nouă iubire căsătorie. Hai să vedem uh, oracolul. Suflet geamă avem aici e o persoană care seamănă mult cu tine. Văd o femeie tânără, o femeie energică, cineva care se îmbracă bine. Și un obstacol. Uh. Dragilor, aici. Eu cred că pentru unii dintre voi surpriza e în legătură cu o persoană pe care voi o credeați pierdută. Fie credeți că nu mai aveți nicio șansă cu omul ăla, fie ați flirtat, s-a fost acolo prieten, colegi ce ați fost voi și acum vă treziți cu un mesaj, un apel telefonic da? de la o nouă persoană sau de la o persoană necunoscută. Da? Este o persoană timidă, cu potențial limitat. sau cineva care și-a pierdut încrederea, care mai avea vreo șansă cu tine. Uh, văd aici un bărbat mai tânăr sau un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr, cineva care uh, poate nu are o relație stabilă în acest moment sau are relații din astea clandestine și aici văd cadou, surpriză și călătorii. Da. E cu alegeri aici, surpriza e cu alegeri. alegeri dure dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final, sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații, îți mulțumesc că m-ai urmărit, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și de asemenea te invit cu drag și pe aplicația Cristina Zurba disponibilă atât pe iPhone, cât și pe Android, te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrăcișez, îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.